Evident, poate cele mai importante schimbări ale acestui sezon sunt câteva schimbări în ceea ce privește regulamentul emisiunii. Au introdus cei din producție niște chestiuni noi. Din ce am înțeles, avem o ispită printre fete și se pare că emisiunea seamănă din ce în ce mai mult cu Insula Iubirii, dacă e să o cotim așa, pentru că se pare că avem într-adevăr o ispită care va încerca să despartă cuplurile, să bage bețe în roate și tot felul de lucruri de genul acesta. Nu știu dacă este tocmai bine văzută și apreciat acest lucru de către telespectatorii Mireasa. După părerea mea, nu este, dar vom vedea cum vor decurge lucrurile pe parcurs. Din ce înțeleg, Mirele și Mireasa săptămânii vor avea responsabilități mai mari. Au și două telefoane la dispoziție care vor suna periodic și concurenții vor fi puși în diverse situații, în dificultate și așa mai departe. O altă noutate acestui sezon este Mireasa Buz sau Mireasa Baz. Este butonul care aparține foștilor concurenți și aceștia pot trimite un cuplu direct în marea finală, dar mai multe detalii cred că vom afla pe parcursul emisiunii, bineînțeles. Cu siguranță ne așteaptă multe alte schimbări și surprize în acest nou sezon Mireasa și abia aștept să le descoperim cu toții așa pe parcurs.